În momentul de față, în România există o industrie a florilor și a designului floral, dar există un decalaj între ceea ce este dispusă o mireasă să plătească și calitatea execuției. Aranjamentele, buchetele nu sunt chiar ce ar trebui să fie și observ destul de multe greșeli în execuția lor. Florile, să spunem, sunt tensionate. Spiralele nu sunt chiar ce ar trebui să fie. Este alegerea fiecăruia dacă își dorește să rămână la stadiul de amator, să spunem, sau dorește să facă un pas spre profesionalism. Nu cred că te poți numi florist dacă nu știi niște lucruri de bază. Cum să te aprovizionezi, cum să îngrijești florile, cum să le tai, cum să le stochezi, cum să le conservi. E nevoie să știi să lucrezi cu ele. Au texturi diferite, se păstrează diferit. Trebuie să știi să le combini. Ai nevoie de puțină geometrie. Cum le așezăm, cât de înalte. Sunt tot felul de elemente pe care nu le poți afla dintr-un tutorial pe internet. Aici trebuie să vin eu, ca trainer, cumva să explic lucrurile acestea cursanților, să refacem un buchet de câte ori este nevoie până simți că îl poți realiza. O văd pe Lili așa, foarte echilibrată, plină de pasiune și foarte relaxată. Plăcere și dragoste față de ceea ce face și față de ceea ce ne transmite. Persoana care m-a făcut să-mi continui visul. Pe piața cursurilor de design floral din România am reușit să ne individualizăm, în primul rând prin cantitatea de flori folosite. Până nu-ți trec prin mână mai multe tipuri de flori ca să vezi care este diferența între ele, nu cred că poți să realizezi ceva cu adevărat de calitate. În timpul cursului vei face cunoștință cu câteva sute de tipuri de flori. De exemplu, materia primă folosită pentru un cursant reprezintă mai mult de jumătate din valoarea cursului. Din acest punct de vedere, suntem unici în România. Iar dacă nu ți se va părea suficient, există suportul de curs care conține o serie de informații teoretice asupra cărora oricând se poate reveni. Diferența dintre primul curs de design floral pe care l-am făcut și cel pe care îl face Lili a constat foarte mult în practică și în dăruirea cu care Lili știe să ofere informațiile tehnice. La curs vei folosi exact aceeași calitate de flori pe care o vei folosi în momentul în care trebuie să realizezi evenimentul. În ideea în care atunci când vei fi pusă în situația să le folosești efectiv, să îți fie cât mai simplu cu putință. Pare simplu să pui niște flori într-o vază, dar dincolo de toate astea, în afară de pasiune, mai nevoie de tehnică. Cursul mai are o componentă foarte importantă, ziua de business. Cum ne promovăm, cum gestionăm, să spunem, o situație dificilă cu clienții, cu miresele. Partea de marketing online este esențială în acest domeniu. Sunt informații legate de fotografie, asta pentru a avea o imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă să fii, de fapt, un florist profesionist. Cursul lui Lili mi s-a părut cel mai complet. Am venit cu emoții și a fost wow! Începeam dimineața la ora 9, terminam seara undeva la 9, ajungeam acasă la 10:30, iar a doua zi dimineața la ora 6:30 eram în picioare, abia așteptam să plec de acasă și să vin înapoi aici. Cursanții noștri sunt surprinși că pleacă acasă la finalul cursului cu o parte din produsele realizate, dar și cu un portofoliu complet de fotografii profesioniste. Un alt element care ne face unici este acel club exclusivist, Club Andeli Design, unde vei socializa, dar nu numai, vei face în permanență un schimb de informații doar cu cei care au participat la aceste cursuri și în plus te vei bucura de consultanță gratuită din partea mea ori de câte ori este nevoie. Pe viitor îmi doresc să nu mai muncesc, îmi doresc să-mi câștig bani din pasiunea asta. Pentru că atunci când ajungi să
câștigi bani din ceea ce îți place să faci, nu mai simți că muncești. Cea mai mare bucurie a mea în urma acestor cursuri este rata enorm de mare de reușită și de continuare a ceea ce au învățat la cursuri, dacă vrei. Deci peste 80% dintre cursanții Andely Design în momentul de față au florării, au ateliere, au agenții de evenimente și sunt într-o plină dezvoltare în piața nunților din România. Și cred că asta este cea mai bună carte de vizită pentru mine. Școala Andely Design este locul în care poți să evadezi, poți să îți dai frâu imaginației, îți poți face prieteni noi, te vei simți ca într-o familie și cine știe, îți poți schimba viața și poți începe aventura în lumea florilor. Sunt fost bancher, de aproape o săptămână sunt liber independent, intenționez să deschid un atelier de floristică în Pitești. Pentru cursanți am un sfat, o recomandare, dacă vrei, niciodată să nu-ți fie teamă că altcineva îți poate lua locul, să nu-ți fie teamă de concurență și totul este să-ți găsești acea nișă care te reprezintă cel mai bine și să faci ceea ce simți tu că este mai bine să faci.